Noul regulament aprobat de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru atribuirea de locuințe sociale aduce modificări și în ceea ce privește stabilirea punctajului pentru obținerea repartiției. În aceste noi prevederi există diferențe substanțiale față de regulile pentru obținerea locuințelor de tip anele. Dacă o să vedeți în grila aceasta, nu se mai pune accent ca la aneleu pe numărul de copii. La număr de copii, dacă au un copil, primesc 2 puncte, 2 copii, 3 puncte, 3 copii, 4 puncte, 4 copii, 5 puncte și mai mult de 4 copii, încă un punct pentru fiecare copil. La aneleu, creșterea era mult mai mare. Era cam din 2 în 2. Și ce avea? Dar la aneleu sunt tineri căsătoriți și se gândea legiuitorul că nu poate la vârsta aia de tânăr căsătorit să aibă chiar atât în spate mai mult de 2-3 copii. Al doilea criteriu, care la fel nu este ca la aneleu, este un pic diferit, este vechimea cererii. Dacă o să vedeți, până la un an un punct, până la 2 ani 3 puncte, până la 3 ani 6 puncte și peste 3 ani câte un punct pentru fiecare an. La aneleu era un punct până la 4 ani, peste 4 ani primea câte 4 puncte pe an. Și atunci creșterea era foarte mare. Pe considerentul că trebuie să-i dai o șansă la aneleu pentru că este limitat ca și vârstă.